Salut, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou live cu Brawl Stars alături de abonați, unde vom pușa alături de abonați și vom juca și câteva runde de Bravo Ice Skin. Și am intrat și aici la Brawl TV pentru că am încercat și mai devreme, câte ați observat voi, dar aparent că nu se putea încărca Brawl TV-ul sau ceva de genul acesta, dar nu contează chestia asta. Să că m-au dublu pe fundal, bă, alo, de ce m-au dublu? Da, în fine, să lăsăm asta. Deci, vă salut pe toți, bine ați venit pe live și nu uitați să apăsați și pe butonașul de like. Așa că, hai să vedem câte like-uri avem, câte like-uri avem oare? Câte like-uri avem? Salut Vlad, bine ai venit, bine ați venit cu toții, avem 11 like-uri. Apăsați neapărat pe butonașul ăla de like, neapărat apăsați pe like, neapărat. Neapărat dați like cu toții chiar acum. Ca să strângem 20 de like-uri. Ok, ce vom face acum? E bine, în primul și în primul rând, hai să trimit și pe serverul Discord, ca de obicei, să trimit linkul de la live și după aia vom începe push-ul și multe altele și, bineînțeles, și Bravo Ice Skin-ul. Așa că voi trimite chiar acum și mă înscrie, sunt live chiar acum. Hai și tu. Ok. Facem așa și așa. Ok, am trimis și aici. Nu uitați să intrați și pe serverul Discord, pentru că îl aveți la mesajul fixat, deci intrați neapărat și acolo. Deci, vă salut pe tot, salut Darius, salut Tigrișor, bine ați venit. Tropinguinești. Eu știu că ai făcut episod cu Tatăl Strict, da, am filmat astăzi video cu Tatăl Strict, care aș fi vrut să-l pun luni, adică mâine, doar că nu cred că va apărea mâine, din păcate, ci marți. Ok, stați un picuț, așa, ok. Lăsați un pic, vreau să pun link-ul de la live și aici la să vreau să pun like-urile pe ecran. Salut Zitromax, bine ai venit. Nu merge să pun, mă, ce se întâmplă? Lăsați un pic. De ce nu pot eu să pun? Stați așa puțin. Ok, ceva ciudat aici. Merge să pun link-ul pentru like-uri. Ia stați voi un picuț. Protoctofeng. Sigur nu o să ajungi la trofei și la trofei, dar vom face și Bravo Ice Skin. Ok, nu știu ce nu merge să pun. Merge să pun link-ul aici de la live. Stai, ce? Aaaa, ia stai mă. What? Ok, ceva e ciudat aici. Ok, nu mă lasă să pun acolo. Bine, să ieșim de la Brawl TV. Ok, eram aici cu combinatorii și cu Simona în timp, pentru că jucasem cu ei doi înainte de live. Ok, asta punem pe Duna Disturb deocamdată. Vom începe imediat să ne jucăm cu abonații. Dar nu înțeleg o chestie. De ce nu mă lasă să pun link-ul live-ului aici? Ok, stați un picuț. Dar între timp mai facem și Friendly Battle. Sau nu facem Friendly Battle, stați. Deci aici avem Championship Challenge-ul ăsta la care am jucat și eu azi. Am avut 7 win-uri din 15. Probabil o să jucăm la knockout, vedem. Ok. Salut România Gaming, salut. Problemă dacă intru într-o jumătate de oră că lucrez la un joc, nu e nicio problemă. Salut Shala Shady Alberto, bine ai venit.
când jucăm prima oară, mă, chiar acum mă gândesc la asta. Ce vreți voi să jucăm? Vreți să jucăm la trofe sau Bravo Ski? Ce doriți să facem prima oară? Sau pinguinul? Ați vrea să dau foc la casă? Ce mă? Vreau să gătesc un pește, dar bine că nu s-a plan mic. Voi continua seria Ben vs Eddie, ok. Nu pot să copiez poza ta de tobe? Ce vrei să zici acolo? Nu știu ce vrei să spui acolo. La trofee, bravo skin. Ai salam pinguine? Ok, dați o clipă la trofee. Mă, oricum le vom face pe ambele, dar cu ce să începe? Haide în primul rând să dăm o rundă de Bravo Skin. Hai să începem cu o rundă de Bravo Skin. Și vă voi alege eu. Sau poate totuși după jucăm la trofee, vedem. Hai să facem o rundă de Bravo Skin așa de început. Vezi codul pe ecran este XKE6ES2H. Între timp vreau să fac eu ceva. Ok. Voi face așa. O că se pusese aici link-ul, practic. Măi, ciudat. Ok, nu aș să-mi plăc, nu mă las să pun efectiv. Ok, mai sunt încă două locuri libere. Încă două locuri libere pentru Bravo Skin. Ok. Între timp încerc să fac o chestie, doar că nu prea reușesc. Ah, uite mă că el se pusese. Da, o chestie. Acum mi-am dat seama, asta-i. Ok. Ok, este full, deci luați-vă cu toții un skin. Luați-vă cu toții câte un skin, iar eu vă voi alege. Ok. Hai să vedem, dați cu toții ready. Să-mi ziceți dacă e prea tare muzica de pe fundal. Nu știu ce. Ok, deci dați ready cu toții. Așa. Hai să vedem. Și vă aleg eu. Avem și abonații acolo pe ecran. Like-urile încă nu le-am pus, că nu știu ce se întâmplă, nu merge, abar n-am. Salut Eduard, bine ai venit. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă n-ați făcut-o până acum. Ok, deci nu vă bateți, nu nimic. Hai să vedem. Hai să începem. Pe cine să mor eu prima dată, dar... Stați și voi acolo. Ok, nociv kick. Ah, ok, nociv ne omoară pe noi. Nociv, ce faci? Ce faci, nociv? Da,
Omorâți-vă. Omorâți-vă, omorâți-vă. Poți să dai, să-mi dați invite, adică, mă, nu știu, dar puteți intrați după cod totuși. Deci, da, omorâți-vă, pentru că Nociv ne-a omorât. Eu nu pot intra, uite acum poți, pentru că am dat click la cineva și mai este un loc liber. Așa, eu băgați codul, pentru că mai e un singur loc liber. Și că băgați neapărat rapid, rapid codul. Bingo, azi te copiezi toată ziua până se termină live-ul, ce mă? Ok, ok. Nu știu de ce, eu de ce nu merge să pun like-urile, bă, chat, ce ne facem? Ia stai așa. Okay. Ia stați voi o clipă. Uite bă că a intrat XS Gaming, deci dați să ready din nou. Dar n-am putut să facem prima rundă. Hai să vedem, dați ready cu toții din nou. Dacă-l mai văd pe Nociv va fi rip. Am rămas la Ben vs Eddie, partea 6, încă... încă mă gândesc, cred voi zici, la pește ăla, am stricat o bunătate de pește. Da. Ok. Cred că am copiat link-ul. Așa, și hai să vedem, poate facem runda asta, deci nu vă omorâți, nu vă bateți, nu nimic. Hai să vedem... cine să omorâm prima oară? Bă, chiar nu știu dacă stau mai bine să mă gândesc. Nu prea știu. Nu prea știu. Nu prea știu pe cine să omor. Alo, alo, dar de ce n-am net? Bă, chiar nu știu pe cine să omor. Dar, cred că îl vom omorâ pe anti-strict. Nu știu, dar e ok skin-ul ăla, dar... pe... Dino, cred că Dino. Bă, ia uite mă ce fuge. Bă, nu-l limerez. Ok. Hai să vedem. Ar trebui să stați și voi într-o cameră din asta totuși. O să vă plimbați pe aici. Da, Rareș l-a omorât pe combinatorul. Ce faci mă, Rareș? Ce faci? Ce faci, Rareș? Nu mai zic nimic. Yay. Cred că skin-ul ăsta pe Dynamite, adică cel puțin mie nu prea-mi place skin-ul ăsta. Și cred că după, stai să mă mai cineva, ok, da. După da, pe Rico. Așa cum pe Rareș. Și să mă gândesc. Oh, oh. Acum observ că mai e și el. Mai e și XS Gaming. Pe cine să alegem? Pe cine să alegem în chat? Am înțeles. Nu știu ce faceți voi. Voi sunteți lumea voastră, din câte observ. Pe cine să aleg, pe cine să aleg? Îl aleg pe XS Gaming. Și tot eu vă aleg și runda viitoare. Tot eu vă aleg și runda viitoare. Vă aleg și eu, tot eu runda viitoare, adică. Ok.
Așa, da, da, ready, da, ready. Ce-o șefule, aia zic salut. Ah, le-am găsit salut, sunt nou. Și mă întrebam, ce mă, da, ai scris salut din nou. Ok. Hai să vedem, poate pun și eu link-ul ăsta de aici. Ce mă? Ah, ok, da, nu știu ce s-a întâmplat, dar până la urmă avem like-urile. Chiar nu știu, gen, site-ul ăla faci numai ce vrea el. Stroking shorts, bine ai venit. Cred că mai aștept pentru locuri, da, 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 păi... Cred că după un match o să dau kick ori la o persoană, ori la două, nu știu ce să zic. Deci după meciul acesta o să mai dau kick la încă o persoană sau două. Vedem cum facem, ori la o persoană, ori la două. Deci dați-o cu toți ready când sunteți gata cu skinurile, dar atenție, atenție mare, să vă luați alte skinuri, nu aceleași, pentru că nu aveți voie cu aceleași skinuri. Așa. Să pun eu aici să se vadă și like-urile, că nu prea se văd. Deocamdată nu ne jucăm Roblox, Yamir. Ok, stați un picuț. Că să facem așa. Și așa. Și cred că dacă fac așa e bine, da, 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 se văd și like-uri. Avem 16 like-uri. Dați neapărat acum pe 21 de like ca să strângem 20. Ce cam și rezolvat acum și fiți atenți. De acum aplicăm regula următoare. Cel care câștigă, cel care câștigă o... O ia pe Shelly și jurizează. Deci XS Gaming ne... XS Gaming ne alege acum. Hai să vedem. Vă că palotul el pe Shelly și hai să aleagă el. Și aplicăm și regula și la următoarele, la următoarele runde. Cel care câștigă o ia pe Shelly și jurizează. Hai să vedem, l-au omorât pe Crazy Nocivani. Hai să vedem pe cine va omorâ. Ei, nu, ok, l-au omorât pe Dino. Hai să vedem, deci atenție mare, nu vă luați aceleași skin-uri. Omorât XS Gaming, el alege. El alege. Omoară pe combinatorul, cred. Cred că pe combinator, dacă nu înșel, dar cam urmărește. Ok, l-a omorât. L-a omorât, așa. Dacă doriți să mă adăugați la prieten, codul este, ID-ul mai exact, este în descriere. Igunule pentru ce dai moderator, e bine să fii foarte activ pe canal și pe live-uri și pe videoclipuri, peste tot, și să ai 150 de puncte. Puteți scrie cu toții pe chat semnul exclamării puncte, fără niciun spațiu, și va zice botul câte puncte aveți. Yamir, deocamdată nu jucăm Roblox, ci jucăm Brawl Stars. L-am urât pe Anti-Strict, hai să vedem, mai suntem noi. E Cipri, Luca și cu mine. Pe cine va alege? Hai să vedem. Sunt curios pe cine va alege. Omorât pe Luca. Ok, și mai sunt eu și Cipri. Și văd că omorât pe Cipri, deci eu am câștigat. Am câștigat eu. Deci vă voi juriza eu runda viitoare și mai avem nevoie de încă un like până la 20 like-uri, așa că apăsați neapărat pe butonul de like. Așa, deci tot eu vă jurizez. Asta eu mai am skin-uri pe Shelly. Mai am classic Shelly. Îi dăm kick la două persoane. Și aveți codul chiar aici. XKE6ES2H. Hai să vedem. Ce faci, pinguinule? Salut, Iuli, bine ai venit și tu pe live. Uite, fac runde de Bravo Skin cu abonații. Deci mai sunt două locuri libere. Mai sunt două locuri libere. Hai să ne intrați neapărat, neapărat. Nu, cum rămâne cu aia de pe Discord? A, te referi la training? Sau cu 1v1? Bună, pinguinule, scuză-mă că m-am întârziat, nu e nicio problemă, Lori. Bine venit. Apar mesajul meu de mai sus, stai să văd. Ok, hai să vedem. Griff, e ora 8, e timpul să se deschidă magazinul Star Park.
Leti și pregătită. Olet, dar Griff sunt pregătită, Edgar. Iar la magazinul ăsta demodat. Uite-l și pe Ben, lasă Edi. Vezi tu cine te-ai pus? Opa! Opa, ceva face Ben oare în continuare? Cu trainingul șefule? Mă, nu știu cum face în trainingul. Dar... training nu cred că facem pe live, dar poate mai dăm un V1. Ok, deci luați-vă cu toții skinuri, dar atenție mare, vă luați alte skinuri, nu cu cele cu care ați jucat deja. Unele o să mă uit, dar nu pot scrie cam 5%. Poate mă înșor de pe tabletă. Ok, ok. Bătaia-ți-o iei de la mine? Lasă că mai vedem noi, mai vedem, mai vedem noi. Bine, cel mai probabil o să-mi iau bătaie de la tine. Dar da. Avem 20 de like-uri, apăsați neapărat pe butonul de like ca să strângem 30. Îi dați ready cu toții, mai sunt Cipri și Neago Goașă. Deci dați ready, dați ready. Mai e Luca, așa, așa, da, și el ready, aia zic. Hai să vedem. Nu știu să-mi dau acolo combinatorul și nea gogoașă totuși. Deci, da. Vom ignora asta, ok? Vom ignora asta. Hai să vedem, primul rând, îl voi omorâ pe nea gogoașă, care omul trage noi. Nea gogoașă, nu știu ce faci, dar oricum vreau să te... omul meu fuge. Stai acolo, stai cu minte. Stai acolo cu minte. Apoi pe Luca. Așa. Și apoi, cred că pe Crazy Nocivani cu screen-ul ăsta pe semn de ursuleț. Așa. Apoi Zitro Max. Era aproape, mai avea puțin și mă omora. Dar să zicem că nu a dorit asta. Așa. Ma chiar nu prea știu pe cine. E că pe... nu știu dacă pe Max Infinite. Pe Max Infinite realul. Dacă scrie o să-i mișto, dar... cine mai e? Avem Cipri. Așa, cred că pe Max Infinite. Adică scrie ăsta, nu știu, e Mecha Crow. Nu știu, da. Așa, și ce mai avem? Cred că pe Simona. Și mai sunt Cipri, cred, cu Dino, da. Hai să mă duc și eu pe la ei. Deci Cipri cu ăsta pe Surge, Surge Genie. Pe cine să aleg? Mă, nu prea știu, dar cred că l-o voi omorâ pe Cipri și Dino a câștigat. Deci Dino, tu o vei lua pe Shelly data viitoare. Mega Crown normale, 292 gems, mă, eu nici nu știam că e cealaltă variantă, dar oricum, nu știu. Mie parcă nu mi se pare chiar... chiar... chiar așa mișto skin-ul. Habar n-am. Deci Dino, tu ai pe Shelly runda aceasta. Așa. Și mai dăm kick la două persoane. Rare și-a intrat Dino, dar... Rareș, ai grijă, dacă mai omor pe cineva, o să-ți dau kick. Deci Dino, tu ai pe Shelly și ne alegi, practic jurizezi skin-urile. Se iau și un skin. Dar ce skin-ul are? Am skin-ul ăsta, care nu mai știu ce. Dar hai să-l iau pe el. Nu pot zic că am cele mai multe skin-uri. Deci dați ready cu toții și Dino, nu uita tu, băi, pe Shelly și ne jurizezi. Așa.
Ok, ok, ok. Luca e prietenul meu, dar îi zic Luki. Luki, mă, ce? Am intrat pe tabletă, sunt Lori 1214. Ok, ok. Așa, hai să vedem. Deci de-a scutut se ridică în zesgata cu skinurile, dar atenție, alte skinuri decât cu cele cu care v-ați jucat până acum. Așa, mai sunt combinatorul cu Cipri, da, și voi ready. Cirareș. Tu nu-i așa că îmi dai brol pe smoka? Păi normal, cum să nu-ți dau? Maxim vini realul. De la mesajul de mai sus dacă ți-a apărut. Ți-a apărut Ben vs. Eddie partea 7. Stai să văd, deci eu am citit. Am citit de la cup, Griff, de zicea că e ora 8, e timpul să deschidă Star, magazinul Star Park. Așa, ăla l-am citit. Dar altceva nu mai mi-apare. În afară de ăla nu mai apare altceva. Ce eu vreau doar la plus. E bine să vrei. Hai să vedem. Ok, ne alege Dino, dar gen... A luat Dynamike. What? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se petrece? Ok, trecem la Ben vs. Eddie, partea nu știu cât. Prostule, m-ai băgat într-un match și am pierdut că mi-ai dat kick. Tu vrei să dai ready fix când ți-am dat kick și practic ai dat ready într-un match. Ok, pot să știu și eu ce s-a întâmplat aici? Doar vreau să știu ce s-a întâmplat, ok? Dar mai trebuie să termine și meciul. Vă știu ce s-a întâmplat, mă, meciul ăsta? Că n-am înțeles nimic. Deci e showdown, hai, omorâți-vă și voi acolo. Ok, o să dau replay la meciul ăsta. Ca nu știu ce s-a petrecut. What? Ce s-a întâmplat aici? Pot să știu și eu? N-am înțeles nimic. Deci Dino nu a luat-o pe Shelly. Adică, na, ce pot zic? Presupun că nu e pe live, dar... Da. Ce bait i-am dat? Hai să vedem. Ce s-a întâmplat mai exact? Dacă pot să dau și eu pe land ceva, nu pot, că la mine trebuie slow, că uite ce trebuie trece aici. Ți-a dus Dino la Vlad și Vlad l-a omorât. Stai că s-a mai petrecut ceva. Ok. Ce se întâmplă? A, nu știu. Nea, Gogoașe și Dino. Nea Gogoaș. Mai sunt două locuri libere. Aveți aici codul, este XKE6ES2H. Bonjour Eduard, bine venit, bine venit. A luat omorât pe el cu Dynamike și a început toată bătaia. Dar nu știu sigur dacă Vlad l-a... Adică nu cred totuși. Mersi Ioan că te-ai abonat. Da. Ingo, trebuie să te învăț bait-uri, trebuie. Am multe de învățat la tine. Ei presupun că e full, da. E full. Acum vă aleg eu, că, na, Dino nici nu luase pe Shelly măcar, deci vă aleg eu. Și cine va câștiga, repet, cine va câștiga... cine va câștiga, o ia pe Shelly și îl jurizează. Cred că trebuie să spun asta înainte de fiecare meci, că văd că unii nu o luase pe Shelly. Cum ar fi Dino. Acum văd că nu mai am moderator, da, știu, adică ți le-am scos că...
Nu pot zic că ești atât de activ pe live-uri și pe canal în general. Deci, da. Ok, dați cu toții ready. Și repet, nu vă jucați cu acele skin-uri dacă ați mai jucat cu ele, bineînțeles. Așa, ce voiam să fac? Nu mai știu ce voiam să fac. Voiam să fac o chestie, dar nu mai știu ce. S-a dus cu Dynamax, se omoară. Se omoară și Vlad a dat în el și l-a omorât Vlad. Mă, posibil, dar n-am înțeles. N-am înțeles dacă Dino... Adică, de ce n-a luat Sherry? Ceva nu mai spama. După fiecare meci dau kick la câte două persoane. Combinatorile dă și tu ready. Dacă nu-ți dau și ție un kickuleț. Combinatorule, ce faci? Ah, ok, hai că și alege și skin-ul. Presupun. Ei, deci mai e Vlad. Deci nu știu dacă... Dacă Dino chiar vrea să ne aleagă efectiv doar că cu Dynamite, adică... Trebuia să o ia pe Shelly. Uite, Rare și joacă cu același skin. A mai jucat, adică nu că e de runda trecută, a mai jucat el cu skin-ul ăsta. Așa, hai să vedem. Primul rând, voi omoră pe... Cred că nu Vlad pe mine, ok? Cred că nu Vlad pe mine, ok? Cred că nu, nu? Cred că nu, nu. Cred că nu, totuși. Cred că nu, ok? Da, mai este un loc liber, aveți codul pe ecran. XKE6ES2H. Codul aici, mă dezabonez, copilule. Mă, nu ți-am spus, mă, că după fiecare meci dau kick la câte două persoane random. Acela vii și cu PSimulator 99 că e update mare. A, da, a venit ieri update, dacă nu mă înșel. Dar nu m-am uitat. Că nu este pe live și nu ai știu, cred. Mă, nu iesc. Dar ce să facem acum? Ok, ia să vedem. Barley, bun, am curățat paharele, am dat cu măpule totul bine, presupun. Eduard, hai să vedem. Sau Jeff, Eduard sau Jeff. Habar n-am, cred că Ben și Eddie se vor ia la bătaie. Bă, sunt cam nebunatici. Cum se ia la bătaie? Se ia la bătaie, bă, chiar așa. Jeff, nu mai e mult. Ben, îți voi băga o sticlă de bere? Unde, în funduleț? Dacă nu taști în gură. E slab update-ul. Bă, nu știu, nici n-am văzut despre ce-i vorba. Hai, mă, ce faceți voi acolo? Omorâți-vă și voi mai repede ca să facem totuși niște runde de Bravo skin, deci. Omorâți-vă un pic mai repede, nu vă jucați, că nu e ca și cum, nu e ca și cum că, nu, adică, hai că mai știu, nu știu română, bă. Nu e ca și cum sunteți la trofee, așa că omorâți-vă și voi mai repede. Ok, România Gaming, care vă că joci de parcă ești la trofee. Hai să vedem, 1v1. Avem așa 1v1, Crazy Nocivani versus Maxim Vinirealul. Cred că va muri. Ai murit. Ok. Am enervat-o să vină activ ca să am moderator. Ok, și trebuie să strângi și 150 de puncte, atenție. Deci scrie pe chat semnul slamării puncte. Fără niciun spațiu și o să zică botul. Sunt slab, aia zic. Cam slab, așa un pic, bine, glumesc. Deci dați ready și vă, doar runda asta vă veți păstra acele skin-uri. Dar doar runda asta, doar runda asta. Vă păstrați acele skin-uri pentru că, na, Vlad pur și simplu ne umora pe noi. Că nu știu ce e în capul vostru. Voi când intrați pe live, mă vedeți și pe mine vorbind chestii. Mă vedeți, mă auziți și pe mine vorbind și chestii de genul de Bravo skin. Și chiar și harta are numele Bravo skin. Adică ce am putea face? Da, în fine. Cipri, România Gaming și Rare, și să dați voi ready și combinatorul. Dați ready. M-am telefonul la încărcat, poate vin pe live-ul viitor. Ok, nu-i problemă. Hai să vedem, poate reușim să facem runda asta de Bravo skin totuși. Să joc și eu cu voi. Ok, hai să vedem.
deci Valerion, uitați. Dar cel mai bine ar fi să nu trageți niciun hit, ai înțeles, combinatorule? Cel mai bine ar fi să nu trageți niciun hit, ca să nu fie probleme, că unii, nu știu, poate cred că vreți să l omorâți sau ceva și de-aia, abar n-am. Ok, Rareș a intrat cu un skin care a fost gratis, pur și simplu, adică chiar acum de Crăciun. Adică, nu pot zic că nu era mișto, dar tot. Cine este aici în buș? Ok. Pe ce să omor după, cred că pe Simona, cu skinul acesta pe Carl, care e pur și simplu un goblin. Bineînțeles, dacă și ajung la Simona, ok, s-a omorât totuși. Azi aici l-avem pe combinatorul. Și ce se mai întâmplă aici? Cred că următorul, David. Iar apoi combinatorul. Azi combinatorul, azi. Ce skin avea Crizi Nocivani? Ok, skin-ul ăla pe Jesse. Așa. Oh, mai și Cipri. Bă, Cipri, ce te-ai ascuns tu, mă? Ok, apoi pe Lori. Și o să-l iau nu mai știu română. O să-l iau și pe Crizi Nocivani în calcul, pentru că nu trebuia să-l omor pe el. Dar să baga combinatorul în spatele lui și să mă gândesc între skin-ul ăla pe Jesse și ăstea. Chiar nu știu. Dar baga tot skin-ul ăla pe care le-i mai mișto. Deci omor pe boss Wandu și pe Crazy Nocivani acum trebuia să-l omor. Și practic România Gaming câștigă. Lasă că te bat eu. Nu te-am bătut. Salut Luca, binevenit și tu pe live. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă n-ați făcut-o până acum. Ok, și acum mai dăm kick la două persoane. Cred că practic vom da kick din partea asta. Știți de ce? Pentru că astea sunt persoanele care au jucat mai mult decât cele care sunt ultimele. Deci mai sunt două locuri libere pentru Bravo Skin. Aveți codul pe ecran. Este chiar XKE6S2H. Combinatorului tocmai ce i-am dat kick. Și nu nea gogoașul i-am dat kick pentru că au omorât pe cineva. Combinatorul ăsta, omul meu, intră la nesfârșit. Și nea gogoașul la fel. Mă, dacă vă dau kick, trebuie să existe bani pe jocul ăsta, cred. Cred că trebuie să existe și un butonaj de bani, totuși. E așa? Cred că da. Maximita la numai skin-ul cu Carl? Păi nu-i problemă, trebuie să schimbe skin-urile, nu brawler-ul de pe ele. Bă, nea gogoașă, ce să-ți far, mă, nea gogoașă, mă, gogoșică? Tro George, binevenit și tu pe live, nu uitați cu toți să apăsați pe butonul de like dacă n-ați făcut-o până acum. Nici vă pot arăta, adică nu știu ce crede gogoașă că face, el intră la sfârșit și las, sau cum? Da, n-are treabă un nou. No, că n-ai cum. Deci România Gaming ne alege, hai să iau și un skin maker ca să-l impresionez. Să-ți dau kick, Lori. Oh. Ce te referi? Să-ți dau kick, ție? Al YouTuber, nu mai știu cum să-mi ia și lui a făcut troll la Bravo Skin. Tu acum te joci pe emulator, pe PC? Nu, pe telefon. A, să nu-mi dai kick? Mă, nu știu ce să zic, că nu prea ar fi corect. Nu prea ar fi corect la unele persoane să nu dau kick. Dar nu zic că nu puteți intra din nou. Nu pot zic că nu intrați din nou. Nu știu română. Nu pot să zic că... Ok, stați, vă zic un pic mai încolo. Ok. Așa, mai întâi să-mi aleg un skin mișto. Dar nu știu ce skin mișto. Am skin-uri mișto? Stați mă că știu. Păi nu știu eu, mă.
Păi, ia uite. Hai să vedem. Nu omor pe nimeni, bine, o să te accept. Dar chiar să nu mai omor pe nimeni, să nu mai faci nimic. Și te accept. Vedeți, dacă eu vă dau kick pentru că ați omorât și după aceea ziceți că nu mai omorâți și chiar nu mai faceți asta, eu vă las. Hai să vedem. Omul meu a luat bull, nu Shelly. Ok. Eu uit la mesajele de mai sus. Pe poți să îmi dai nici mie kick? Mă, cum ai scris kick? ce mă? Kappa, Kappa. Ok, că să mai important pentru tine, pentru training. Mă, nu știu ce să zic, că nu ar fi corect pentru toți. Dar nu zic că nu puteți intra din nou. Voi, dacă v-am dat kick pur și simplu, nu că ați omorât sau ați făcut ceva greșit, și voi puteți intra din nou după câteva runde. După două runde, să zicem. Pentru că nu sunt de multe persoane încât să zicem că na, nu vă mai primesc, că e mai multă lume, dar na, nu e atât de multă lume. În fine, hai să vedem. Hai mă. Nu. Așa. Depărtează-te. Aș fi voie cu un cont de progresat cu Shelly Power 1, 0 trofee, mă, ce? Nu. Depărtează-te. Dacă nu mă mut eu. Așa. Nu te mă la ea de acolo de sunt față. Știi pe cine să aleagă, cred. Hai să mă pun și eu aici. L-am urât pe Edward. Ce urli, bă, păi nu știu, să te așa lângă mine, bă, mă gândeam cine și poate mă omor. Ok. Ok, bossul Andu a câștigat, așa că Andu, tu ai pe Shelly runda viitoare și ne jurizezi. Ok, tigrișor nu mai spama. Nu mai spama tigrișor că-ți dau timeout. Nu mai spama. Nu mai spama tigrișor. Că-ți dau timeout. A, da, mai puteți intra dacă vă dau kick. Mai puteți. Uite, Neagogo așa cum intră. Am terminat de editat short-ul ei. Aia zic, mă, Iulia, aia zic. Am văzut că ai postat acolo un short și un video lung pe canal. Dar Neagogo așa cum intră. Adică, eu i-am dat kick, dar el intră. Dacă el poate, și voi puteți, nu? Dacă primești kick, nu știu. Dacă mai poți intra doar dacă faci al lobby. Dacă ai pe cineva la friends, să dai join la el. Mă, Neagogoașă, eu am dat kick de 20 de ori, cred, și el intră în continuare, deci nu știu ce zic. Da, mai este un loc liber. Aveți codul pe ecran, este chiar XKE6ES2H pentru Bravo Skin. Mai este un singur loc liber. A, da! Ca să dăm kick la două persoane, că am uitat total. Papa România Gaming. Papa. Mai sunt încă două locuri libere. Încă două locuri libere. Pentru Bravo Skin, încă un loc. Încă un loc pentru Bravo Skin. Intrați rapid și dați și pe butonul de like. Mi-mi zice că mi-ai dat kick. Păi și Neagogo așa cum intră, eu chiar nu înțeleg. Dă join la altcineva care l-are la friends, nu cred că așa apărea. Apărea practic inviting și numele lui. See target. Am prieteni în room. La ce te referi? Nu știu ce vrei zici. Vezi tu? Păi și ce contează? Nu înțeleg, adică eu v-am spus că
dau kick la câte două persoane pe fiecare meci. Deci, da. Nu contează că nu știu că sunteți voi, nu știu cine sau ceva. Adică n-ar fi corect pentru ceilalți, deci trebuie să dau la toată lumea. Așa, mai intre cineva, mai sunt un singur loc. Ok, Tramalone. Așa, deci Andu aia pe Shelly și șurizează, nu uita Andu să o iei pe Shelly. Să-mi schimb și eu skin-ul. Hai să iau ăsta pe Stu. Deci de-ați ridic în sezgata cu skin-urile. Atenție, repet asta încă o dată. Nu vă jucați cu skin-uri pe care le-ați luat deja. Dați ready. Haide, dați ready. Mai este Cosmin. Deci Andu, nu uita tu iei pe Shelly și jurizezi. Sper că e pe live. Ți-au promis așa de mai sus că nu le-ai citit? Hai să mă uit. Dar dacă nu le-am citit, mă, nu știu. Să dau acum în sus. Uite, mi-ai trimis mai sus un mesaj și uita la mesajele de mai sus. Ai mesajul ăla. Uite, mai este unul. Eddie, să te văd, Ben. Barley, dar de ce Ben și Eddie zic că se omoară? Se omoară? Ce, mă? Eddie, sunt... sunt dus cu capul. A luat și el bull, mă. Charlie, Jeff, ce faci? Jeff. Jeff și Charlie, ia uite, mă, ce? Ok. Eddie. Nu mai zice ceva că ăștia doi se pupă. Ce nebuni. Bă, dar ce s-a întâmplat? Luca, care-i treaba aici? Citești și eu un mesaj de pe chat. Și gen... Da. Citeam și eu un mesaj de pe chat, ok? Adică... Citeam și eu un mesaj de pe chat. Citeam și eu un mesaj de pe chat, ok? Omorâți-vă cu toții, omorâți-vă, că nu mai avem ce să facem în runda asta. Mă bate, n-am avut de doar. Citeam și eu mesaj de pe chat. Și uite, mă, ce faceți voi. Așa, și pe celălalt cu Barley, cu Bun, am curățat paharele, așa l-am citit pe acela. Da, refacem. Ce să facem acum? Refacem meciul. Refacem meciul, păstrați-vă acele skin-uri. Dar îmi place că... Nu știu, Luca a ieșit singur. A omorât. Și a ieșit singur, mă. Bravo, Luca. Dacă mă încolo numai kick îți dau. Cum ar fi asta să fie tot el? Da, păstrați-vă acele skin-uri. Da-s ready. Așa, hai să vedem. Uite, hai că la Shelly de data asta. Ia, mă, să vedem. Omoară pe... Au murit-o pe Lori. Așa. George... What? Bă, ce se întâmplă, mă? Alo! Da. Iar vă omorâți? Slow bro, ce faci? Uite, fac bravo skin alături de abonați. Doar că se tot omoară abonații. Mă, ce facem noi aici? Bravo skin sau friendly battle și ne batem? O să intru și eu, sigur, toată lumea poate să intre. Dar acum trebuie să refacem din nou. Trebuie să refacem din nou runda. Deci dacă nu sunt în timp, hai să ne uităm la replay, că habar n-am. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Eu trebuie să dau replay la toate rundele de Bravo Skin, mă. Dar nu știu dacă ăsta e. Ăsta e? Ăsta e meciul? Că nu știu dacă ăsta e.
Cred, nu e ăsta meci. A, voi încă vă bateți, mă. Ok, hai să mă uit. Să dăm replay să vedem ce s-a întâmplat acolo. Programez eu ceva în kick-ul ăla. Lasă-mă kick-ul în pace. Hai mă, să vedem ce s-a întâmplat. Ok, deci se duce el liniștit. Și... și se gândește. A, s-a trezit George, boss, iau-te-l. Și Malone, bă! Alo! Stai așa un pic. Ok, deci s-a sculat George, boss. A. Bravo, mă, ce să vă zic. E George, boss, o să vină și să-mi zic așa. Mi-a intrat botul. Iar părea a fi botul, dar... e vina mea că vă intră botul, eu ce să vă fac dacă intră botul? Îl are hack de intră. Dar mai sunt două locuri libere. Și tot Andune alege. Că, na, ce să vezi. Mai trolați, adevărat. Nu mai trolați, nu mai trolați. Am ieșit că era ultima mea rundă. Uite, hacker, chiar a intrat un hacker, mă. Ce se întâmplă, bă? Uite, opa, nu. Bă, nu, hacker, ia vedeți. Bă, a intrat hackerul nebun. Bine, deci tot Andu, tot tu ai pe șelii și șurizezi. Nu pot intra. De ce? Îți scrie acolo că... din cauza că ți-am dat kick? Chiar nu înțeleg, adică cum intră Neagu Guaș atunci? Da? Mă, eu chiar nu știu. Chiar nu știu de ce. El cum intră? Nu știu, dați ready cu toții, mai e Luca. Ar trebui să vă păstrați aceleași skin-uri. Ar trebui să scoți podelele de slow, că e nașpa. Mă, eu le-am pus pe alea, că de exemplu când... când vrea să vă omoare cel care jurizează, voi să nu fugiți. Păi fugiți oricum și cu ele, dar... da. Nu mai pot abuza de jurizare acum. Lasă că dacă nu avem persoane și nu mai are cine să intre, o să vă dau eu invite. Hai să ne facem și noi runda. Am urât pe Speed U. Pe Devin, cred, așa. Pe Hacker, mamă, da, e rapid. Ia să vedem. Ok, se gândește. Hai să vedem. Mersi mult, Mona Dogaru, că te-ai abonat. Mai suntem noi trei, ia să vedem. Neagă Goașă, eu și Eduard. Luca îl cheamă pe prietenul meu din clasă, dar îi zic Luki. Ok. La linți. Să vedem, pe cine îl va omorâ și cine va câștiga oare? Îl omorâ pe Gogoșică. Pe cine va alege oare? Ce încearcă să facă? Gândește. Cine va alege oare? Și m-a omorât pe mine, deci Eduard dacă și gata, așa că Eduard, tu ești pe șelii runda viitoare și jurizezi. Revin, ok. Și acum dau kick. Dacă de două persoane. Și aveți codul pe ecran, mai sunt două locuri libere. XKE6ES2H. Dăm join pe un prieten care l-are în lobby, auzi? În lobby.
Mă, nu cred, pentru că ți-am zis, dacă ar face asta, ar apărea acolo, în loc de botul ăla, practic, ar apărea aici, în loc de o persoană sau ceva, apărea inviting și numele lui. Ok, de ce doar tu ne alegi? Am 142 de prieteni, mai exact abonați, deci mă apropii de limită, care e 200. Și David, dacă nu mă înșel, îi mai dăduse-mi eu kick și a intrat din nou. Eu nu știu ce face unii dintre voi. Da, ask to join. Deci cel trecut m-au brăt speed-ul, eram Luca. Mă lasă să intru, e full acum. Eu și o alt skin. Leo pe ăsta. Așa. Care meciul trecut? Ăsta? Meciul ăsta? Meciul ăsta sau care trecut? Da, să mă uit un pic aici. Unde ești tu? Ești acolo. Nu. Da, mă, te-a omorât. Te-a omorât. Te-a omorât. Atunci mai e un loc liber, se pare. Uite, a intrat cineva deja. Deci dacă ți ridică, sunteți gata. Adică merg la pușat pe Hank, că e plictisitor. Bravo, nice skin. Nice skin? Cum adică, mă, bravo, nice skin? Ok. Du de acolo, spor la pușat. Nu apare dacă îl inviți tu. Apare dacă îl invit eu. Bă, ce zici? Dacă îl dă join, ține ți apare. Păi nu poate să dea join. Trebuie să-i accepte cineva. Dar nu îl dă join și îl bagă efectiv. Cineva trebuie să dea accept acolo la un invite anume. El nu poate să dea join, pur și simplu. Ar trebui să faci bravo skill. Am putea, nu prea știu cum să funcționeze acest bravo skill. Gata, am revenit cu un nou cu Ben vs. Eddie, aia zic. Prindeși noi 30 de like-uri. Asta am vrea like acolo. Să vedem. Asta ne... Oare cine va câștiga? Alo. Îl omoară pe Border. Așa, hai să vedem. Pe Lori. Ok, pe Gogoșică. Ca voi skill? Da, auzi bine, cred că tu ai câștigat. Am putea să facem și chestia asta, ar fi destul de interesant. Și să facem, să zic, pe... ar veni pe niște runde, să nu știu cum să le zic. Adică o rundă de... de dodge, să te ferești, practic, o rundă de ferit, cum ar veni. O rundă de, nu știu, de altceva. Și tot așa am putea face, dar trebuie să mă gândesc că o să facem și hărțile și mai multe turnament. L-am urât pe hacker. Sunt curios cine va câștiga, mai suntem 3. Oh! Ok. De curveball, da, și asta. Eu cred că acolo, cred că pierd eu acolo, că chiar nu știu să mă vezi. Adică știu practic ce trebuie să faci. Doar că nu fac, adică nu-mi reușești chestia asta. Dau larg dacă îmi dai invite. Parale, nu dau invite, trebuie să intrați voi după cod. Uite, Luca e offline. Așa mai dăm kick la două persoane de aici, de la început. Deci, fii să cum dăm, cum dau eu kick. Deci,
Cine e aici? De aici? Dau kick, pentru că Nea Gogoașe intră imediat. Omul o să fac asta la nesfârșit. Bă, cine a câștigat? Bă! Nu mai uitat cine a câștigat. Cosmin a câștigat. Nici lui Cosmin că i-am dat kick. Oh. Stai Cosmin? Stai că nu știu, nu știu. Hai să dau replay, că abar n-am. Alege 1 sau 2. Hai să vedem. Înțeas că nu știu cine a câștigat, nu știu, cred că i-am dat kick. Mă, nu mă, David a câștigat, ok, deci David. Tu ai pe Shelly și... Tu ai pe Shelly și ne jurizezi. Practic alegi skinurile. Vezi codul pe ecran, mai sunt locuri libere. XKE6S2H. De trofee pe Hank deja. Nu pot intra, sunt rizi nocivani. Eu tot nu înțeleg cum intră Nea Gogoașe totuși. Dacă chiar el dă invite la cineva care e aici deja. Hai că vă dau eu invite, vă dau eu invite, ok? Dau eu invite. Avem așa. Le-am dat invite și lor, deci vă mai dau invite din, din timp. Am zis, dacă mai are cine să intre, vă dau eu invite. Așa, deci David, dacă ești pe live aici, să scrii tu pe chat. Pentru că tu ești pe Shelly și ne jurizezi runda aceasta. Ia să vedem, Adam, acel pe engine, m-a prins în timp ce l-ajutam pe Cordeliu să vândă ciuperci toxice, un băianjen. Melody, și ce o să faci? Adam, o să-i trimit un mesaj să vadă cine conduce acum, mă, ce? Rose Border, ok, ok. Hai să vedem, mai este un loc liber totuși. V-am dat invite, dar vă că n-ați acceptat unii dintre voi. Uite, vă că a intrat Dennis totuși, așa că... Eu sunt David, ok. Bine, tu iei pe Shelly și tu alegi skinurile. Am luat Shelly, aia zic, bravo, bravo. Mă gândesc ce skin să iau eu. Și eu pe Brawler să văd ce skin-uri am. Habar n-am. Ia să iau. Dacă iau ăsta pe Rico, totuși celălalt. Sau... Ce să iau, mă? A, uite că iau ăsta. Ok, dați ready când sunteți gata cu skinurile și atenție, vă luați alte skinuri, nu cele cu care ați jucat deja. Am putea face un fel de turneu de 1v1 pe runde, iar la runda finală câștigătorul este considerat șmecher și poate avea respectul tău. Mă, da, o să pun... O să pun practic un premiu pentru acel... Turneu, asta e turneu de 1v1 pe runde. Bă, nu știu. Adică am putea să facem și poate și un premiu la cine câștigă. Vedem. Hai să vedem cine va câștiga runda asta, nu știu. Bine ar veni, Iuli. Și cred că mai facem o rundă sau două după asta. Și poate jucăm și la niște trofee, că vreau să fac și eu niște trofee, că am cam pierdut pe Spike. Vreau să-l duc tier 30. Nea Gogoașe a omorât pe cineva. Ha, nu știu, o să mă uit pe replay să văd ce s-a întâmplat. Așa a apărut cel puțin acolo în stânga sus. Ah, bravo, mă, George. Aia zic, păi... Omorâți-vă cu toții. Omorâți-vă cu toții că...
s-a decis George să să-l omoare pe cel care alege, gen, efectiv. Deci, da, omorâți-vă cu toții, îmi cer scuze. Păi de ce ai făcut asta? Mai ales că nu e prima oară. Nu e prima oară. Nu e prima oară când faci asta. E a doua oară. E a doua oară când faci asta. E a doua oară când faci asta. Da. O să refacem, o să refacem. Și David tot Shelly să iei. Vreau să mă uit și să-mi lag locul gogoașă. Dacă le omoră pe Crazy Nocivane aici. Ah, ok, da, nu-i problemă la gogoașă. Tot și le-am luat, bravo, bravo. Deja, George, boss. Eu te las. Pentru că uite, ți-ai și cerut scuze, ai zis că nu mai faci. Dar dacă mai faci o dată, chiar îți dau kick și nu te mai las în party. Mai gata, youtuberul meu prefată îl cheamă Pinguinu. Aia zic. Bine, mai este un loc liber, mai este un loc liber. Dacă doriți să intrați la Bravo Skin și vom reface runda, practic, dar mai e un loc, mai e un loc liber. A ieșit cineva, habar n-am. Acum nu dau kick la nimeni, pentru că refacem runda. Și vezi codul pe ecran, pentru Bravo Skin mai este un singur loc liber. XKE6S2H. Aș intra și eu, păi hai te așteptăm, uite. Hai că a intrat în district totuși, oricum. La fiecare rundă dăm câte două kick-uri, adică dau kick la câte două persoane, deci dacă n-ați abordat acum, puteți să intrați data viitoare sau pardon, când apucați. Ce faci, boss? Uite, jucăm aici Bravo Skin alături de voi, abonații. Haideți să vedem. Hai să vedem pe cineva alege. Omorul pe Anti-Strict. Pe George Boss. Hai să vedem. Să vedeți cineva câștigat, că sunt niște scânuri destul de mișto. Pe exemplu ăsta lui Gogoașa. Cred că și e vreo multe gemuri sau ceva. Omorul pe Crazy Nocivani. Mai suntem 5. Omorul pe mine. Ai nevoie de mâncare de pui, anunțuri? Da, am nevoie. Am nevoie de niște peștișori. Hai să vedem, mai sunt 4. E cine va câștiga? Am Devi, nu știu ce ai făcut acolo, le-au omorât pe Gabriel, gen. Ce face, mă? Alo, ce se întâmplă acolo? Pot intra? Sigur, sigur, toată lumea poate intra. Nu știu ce face Devi. Gen, el s-a decis, bă, hai să mă să-i papă ăștia, ia vedeți. N-are treaba, adică n-a intrat botul sau ceva. Să zic că i-a picat netul. Iată. Când vei face live pe TikTok, chiar nu știu, aș vrea să fac și acolo, dar trebuie să pregătesc și acolo scene mai multe. Deci acum ei sunt echipă, ei trei, să-l bată pe Devin, ia vedeți, nu mai e Bravo Skin acum, uitați-vă doar. Ce se întâmplă, bă, gata, hai că a revenit Bravo Skin acum, a revenit. Așa l-a omorât pe Lori, a omorât-o pe Lori de fapt și a câștigat Gogoașa. Deci Gogoșică, tu ai pe Shelly runda viitoare și jurizezi. Păi nu e mult de pus? Nici nu știu. A devenit și offline, omul meu. Poate intre pe live totuși, abar n-am. Ai bătaie pe bune? Cred că facem și asta. Dar facem și ceva, asta e ultima rundă de Bravo Skin. Faci turul setup-ului. Chiar, nu știu când o să fac asta. Am idee de episod. Ce idee?
Nu devine o comidă în kick. Așa, și cum am zis, i-am dat și lui David, pentru că v-am spus la câte două persoane dau kick. Și Gogoaș omul a intrat din nou. Gogoaș a câștigat, deci el o va lua pe Shelly și va juriza. Da, după o să facem bătaie. Omul meu intră la nesfârșit. Ce pot spune? Deci vreau codul ăsta neapărat. Este XKE6ES2H pentru Bravo Skin. Mă, voi chiar nu vreți să înțelegeți? Dacă eu dau kick la câte două persoane. Eu dau kick la câte două persoane. Chiar nu vreți să înțelegeți? Chiar nu vreți să lăsați locul și al cuiva? Văd că nu. Deci vreau butonul de ban. Vreau butonul ăla de ban aici, nu kick. Pot să-i duc cam kick? Da, știu. Nu știu cum unii pot să intre după ce le dau kick, dar unii nu. Cum ar fi Gogoașa, cum ar fi David. E cum intră după ce le dau kick, iar unii nu puteți. Când l-a dus pe Mr. Beast la tine, video, m-au zis că îi plac pinguinii. Bă, nu știu când l-aduc. Habar n-am, l-aduc în următorul video pe Mr. Beast. Sau 1v1 cu el pe Brawl Stars. Așa, deci Gogoaș o ia pe Shelly și jurizează. Și asta e ultima rundă de Bravo Skin. Uitați, după facem friendly battle-uri în care ne batem. Cu bătaie, ne batem, că așa vreți voi, că așa vă place la Bravo Skin. Nu așa vă place vă la Bravo Skin, în care ne batem și vă bateți și vă bateți. Și asta e tot ce facem. Deci, dați cu toții ready. Ai King, să dai și tu ready. Așa, hai să începem. Arăsi, Bravo Skin, atenție, nu vă bateți aici, nu vă bateți. Ok? Hai să vedem pe cine va alege Gogoșică. Te ajut eu la bătaie. Aia zic, păi facem două showdown atunci. Facem două showdown. Ia să vedem pe cine va alege. Domnul pe Crazy Nocivani. Pe George. Ok, pe anti-strict. Așa. Următorul ce va fi oare? Chiar King. Dar skin-ul ăla era destul de mișto. Dar ce skin-uri mai sunt? Ia să vedem. Ăla pe Bibi. Așa. Și ăla pe Raua lui Gabriel. Mă, ok, sunt destul de mișto skin-urile astea. Au omorât-o pe Lori. Ia să-i furi eu pe cubul ăsta. Și pe pro player. Ce să vedem? Eu sau Gabriel? Cine va alege? Dar pe cine vrea să omoare? Cred că pe mine? Cred că pe mine totuși, știi, da. Pe mine m-a omorât. Deci a câștigat Gabriel. Acum haideți să facem friendly battle. Pentru bătaie, că aș vrea place vă ne batem și facem două showdown. Nu o să câștig niciodată, eu zic că totuși o să câștigi și tu măcar o dată. Când o să mai facem Bravo Skin și facem două showdown. Cu ce hartă oare să facem două showdown? Am scris ideile de video pe Discord, ok, ok. Băieți, dacă îmi bagi anunțul, păi nu eu vă bag, dacă vrei YouTube să vă bage. Ce să facem? Mamă, ce hartă aia avem aici. Puteai să băgăm harta asta pentru început și facem două showdown, atenție. Deci aici e pentru bătaie, adică nu facem Bravo Skin aici, e bătaie, ne batem cu toții, așa că băgați neapărat codul, avem XKTV4Z4D. Păi dezactivează, cum să fac mai așa ceva? De King a intrat primul, ia vedeți. Și apoi Edward. Și avem așa, XK, hai că vi-l scriu. Stați. Ce-a făcut, mă? Ok, gata. Așa, mai sunt 2 like-uri până la 30 de like-uri. Dați neapărat like. Am picat cu tine. Aia zic. Deci e full deocamdată. Și după câte o meci o să dau click la câte o persoană, cred. Sau știi ceva? Dau la câte două, că practic e două showdown. Și dau click la pe echipă, spre exemplu. Ca să intre și ceilalți. Deci dacă n-ați apucat să intrați acum, nu-i nicio problemă. Să iau Buster, ok, hai să luăm Buster, cum zice King, că King e regele, King știe cel mai bine, deci luăm Buster.
Dacă îl și găsesc, bineînțeles. Bă, unde-i mă, Buster ăsta? Busterule, unde te ascunzi? Se ascunde de mine. A, uite-l, mă, nu se ascunde de mine. Ok, să vedem ce să-mi pun. Hai să-mi pun damage aici. Star power. E ca să-i de ultimată. Aba, nu. Oh, ok, la apropiere dă mai mult damage, practic. Ok. Mă, nu știu. Hai să punem așa. E așa. Hai să vedem. Dați ready cu toții când sunteți gata. Îi dai kick la ce mai proastă echipă, așa ar fi corect. Mă, chiar ar fi așa. Să dau kick la echipa care moare prima. Fiți aneți, echipa care moare prima va primi kick. Echipa care moare prima primește kick. Hai să vedem. Deci asta e regula de acum încolo. Deci echipa care moare prima primește kick. Ca să știți și voi, asta e regula. Ar fi cel mai bine. Dacă trebuie să jucați cu toții, să fiți cei mai pro, să nu cumva să muriți primii. Și parcă vezi că moare echipa în care sunt eu, trebuie să-mi dau și mie kick. Uite, glumesc. Dar nu se poate, sunt cu King aici, cum să mor eu primul, mă? N-ai cum așa ceva. Ok, a murit Gogoașa. A murit Gogoașa, ok. Și a murit și George. Nu știu dacă sunt ei o echipă, vom vedea. Știi și mesajele mai sus, nu le-ai citit, o să mă uit dacă apar sau nu, dar după meci. Ok, au murit și Crazy Nocivani, o să ne uităm noi probabil pe replay să o vedem. Echipa care a murit prima. Ne uităm la Battle Log, de fapt, cred că apare la Battle Log acolo. Pentru că a murit o echipă. Am murit o echipă. Bă, ce om ai acel emote? Păi ia vezi. Cel mai tare pin din tot jocul ăsta. Păi nu. E tare, îl prindem Crazy Nocivani aici. Olo! Stai că vine și Gabriel prin partea aia. Olo, a murit King. Băi, ce ne facem? Stai, ce mă fac eu aici? Aolo, ce mă fac? Ce ne facem? O, mă, e strâns meciul, uitați-vă cât de strâns e meciul. A venit King, aia zic. Olo! Bă, nu vreau să ies din buș, mă uitam pe chat. Olo! Am murit, ok. Asta sunt și noi spectate. Ce s-a întâmplat acolo? Nu știu ce s-a întâmplat, dar... Hai să ne cine a câștigat. Eduard cu Lori, cred? Cred că Eduard cu Lori. Și prima echipă care a murit, unde apare? Dar nu știu. Unde apare prima echipă care a murit? Este prima sau ultima? E venit, Eduard. E ok oricum, ți-ai că dau un restart? Bine-s. Cine a murit că nu știu. Cred că ne-a gogoașa și cu George. Cred că aia din dreapta e. Bine revenit România Gaming. Cred că gogoașa cu... Hai să vedem când a dispărut totuși. De acolo la Teams Left. Ok, hai să vedem. Cine a murit aici? What? A murit cineva și apare puținul Teams Left 4. Ce mă? Deci am o întrebare chat. Făcut finala. Cred că e de aici. Aici apare echipa care a murit prima. A, ei, clar ei. Că apărea practic, m-am uitat la replay și Crazy Nocivani a murit după.
Deci le voi da kick lor. Și what? Ce ți-i și matățe? Și atâția au ieșit? Ok, nu știu de ce ați ieșit atâția totuși, dar abar n-am, ați ieșit mulți, nu știu de ce. Dar intrați înapoi aici la bătaie, aveți codul pe ecran pentru bătaie. Avem XKTV4Z4D. Nu am două, da, știu, pentru că nu știu ce unii ați ieșit. A, și Neagogoașa o să intre așa la nesfârșit, gen. Ieși și duci-ți la culcare, du-te tu la culcare. Neagogoașa trebuie să țină în kick la nesfârșit. Mai e încă un loc liber, încă un loc liber. Încă un loc liber, băgați neapărat codul, dar trebuie să-i dau kick lui Neagogoașa de fiecare dată, adică... Foarte frumos, mă, Gogoașa. Dacă îți dau kick, nu te mai primesc înapoi. Uite și anti-strict. Bă, bă, nu am dat seama că i-am dat kick lui anti... Ok. Nu știu ce i-am dat kick lui anti-strict acolo, dar văd că a intrat înapoi. E că ai nevoie de mine? Na, na, na. Stau bine și eu cu King. Schimbăm mapa. Schimbăm și mapa. Dar nu știu cum facem. Să zic că dăm câteva meciuri pe o hartă anume și după aia schimbăm. Câte meciuri să dăm pe o hartă anume? Câte meciuri să dăm pe o hartă anume? A, acum îl văd pe George Boss, aia zic. Mai un loc liber. XKTV4Z4D. A, aia zic, mă, bă, dacă vă dau kick, dacă vă dau kick. Nu puteți să înțelegeți, deci nu că mă duc la Super să-l suport și scriu așa: vreau buton de ban, nu de kick! Se intre repede cineva, dar nu cu Goașă. Da, nu, n-ai cum cu Goașă. N-ai cum așa ceva. N-ai cum așa ceva. Da, n-ai cum așa ceva. N-ai cum așa ceva, pur și simplu. Bă, dar e disperat, mă, să intre. Doamne. Ia uite-l, mă. N-ai cum așa ceva. Și ce vrea să scot botul de tot. Dar n-ar fi corect ca Crazy Nocivan să n-aibă echipă. N-ai cum așa ceva. Mă, intre cineva repede. Așa, aia zi! Azi, mă, Constantine, azi! Bine. Dați ridic când sunteți gata. Și vă zic, de acum, regula, echipa care moare prima primește kick. Da, ți-am auzit bine. Echipa care moare prima primește kick. Primește kick echipa care moare prima. Hai să vedem. Prima echipă care moare primește kick. Haide să vedem. Hai să vedem. Deci prima echipă care moare primește kick. Haide să vedem. Urmărește King pe pro player. Cine e aici în bush? E ninja cu border. Și ultimata. Deci nu se bate nimeni din câte vedeți și voi. Vedeți-vă și voi. Mai pot să joc deocamdată? Nu. Deocamdată nu. Pentru că, cum am zis, prima echipă care moare primește kick. Mai mișto așa că e prea strâns meciul, nimeni nu vrea să fie
prima echipă care moare. Uitați-vă și voi. Îi moare Crazy Nocivani. Și-a murit și Constantin. Tască Morgen. Ok, n-a murit. E bătaie acolo. Bă, dar joacă Eduard, nu glumă. Joacă bazul ăla. Ia vezi. Mi-am dat toate și nici ultimata. A murit. I-au câștigat din nou, mă, Eduard a câștigat. Aia zic Eduard. Hai să vedem cine a pierdut. Crazy Nocivani cu Constantin. Ok, mai sunt două locuri libere pentru bătaie aici, Friendly Battle alături de abonați. Hai să vedem, mai sunt două locuri libere, deci intrați neapărat. Hai să vedem, XKTV4Z4D, bă. Și pe Gogoașă, bă, Gogoașă, nu, Gogoașă, vrei să-ți dau bani peste tot? Și pe YouTube de pe live vrei? Cred că chiar vrea. Faci și cu 3 vs 3? Mă, iute, gen echipa care a pierdut mai așa, mai de mult. Gen, da. În fine, Gogoașă, bă, să intre rapid unul din nou. Trebuie să stăm așa, bă, cu Gogoașă trebuie să stăm 5 ani din cauza la Gogoașă. Bă, Gogoașă, tu chiar vrei să-ți dau bani și de pe YouTube pe live-uri vrei peste tot? N-ai cum cu el, mă. N-ai cum. Cât de greu e să înțelegeți că prima echipă care moare primește... Uite-te și tu. Păstrez două locuri pentru mine și un prieten pe oricum. La fiecare meci dau kick la câte două persoane. Deci... Dacă apucați să intrați, da. Dar să intre neapărat rapid cineva acum, intrați rapid, aveți codul. Că mă disperă Gogoașă ăsta care vrea să-i dau bani peste tot. Uite că-l scoți și la prieten, bă, Gogoașă ăsta. Bă, Gogoașă, da, mă disper, mă, Gogoașă, n-ai cum. 36.000 al meu și n-are nicio treabă. Unde-și, mă, Gogoașă? Unde-i bal meu? Unde-i, mă, cred că nici nu l-am la prieteni. Ce naiba? 36.900. Da, nici nu l-am. Doamne. Hai cum așa ceva. Îți dă kick-ul, cine moare primul? Prima echipă care moare primește kick. Și nu Nea Gogoașă a fost într-o echipă care a murit prima. Și... Uite cât de disperat e al meu. Bă, n-ai cum așa ceva că... Bă, Gogoașă, chiar vrea... Când îl văd pe live, cred că banii dau. Uite-te și tu. Aia zic, mă, Victor, așa, bravo. Dar promesa și de mai sus, acum mă uit, că m-a disperat Gogoașa ăsta. Gogoașa Gamer e offline, cred că și el s-a săturat decât am stat să-i dau kick-ul Gogoașa. Acum vă dominez și nici măcar nu sunt cu Andriro. Adevărat. Mersi mult, Roblox Boss, că te-ai abonat. Luciocle Gamer, o să-i dăm kick dacă tot offline stăm. Hai să mă uit mai sus. Uite, asta, da, mă, mi-apare. Îmi pare rău că n-am citit. Așa, Eduard, bă, tu vezi ce zice Adam despre tine? Lasă că vede el, Charlie, eu zic să iei măsuri, Ben. Edi, te omor pe tine și pe Buzz și Doug. Bă, e nebun! E prea nebun Ben ăsta. Edi, a furisit un aib, ia vezi, bă! Chef, da, eu plec. A, eu plec sau plac? Cred că plec, totuși. A, Ben ăsta e prea nebun, nu știu, e prea nebun Ben. Prea nebun, uite avem și asta. A, da, mora de vârfe și discutăm de un anume plecat care a fost văzut că se plimba prin Star Park, dar am niște întrebări. Ce semn tu pentru familia ta?
Ah, știu eu, un fraier, o fosilă, un deprimat. Mă, nu prea am înțeles ce era acolo, ia. Veni, te voi face să fii plecat. Cred că voi să scrie altceva, tu știi, amestecat între treburile mele, toată lumea știe că te-am închis. Bă, nu știu ce vrei zice acolo, totuși, dar... Cred că voi să scrie altceva, totuși. Că s-a autocorectat telefonul sau ceva. Mai e un loc, trebuie să intri cineva rapid, deci... intrați rapid, codul este XKTV4Z4D. Mamă, n-ai cum cu gogoașa. Deci gogoașa e pe live în momentul ăsta, de-aia nu zice nimic. Taci din gură. Spamează invite-ul ăla, tu te mă de aici, zbor de aici. Are treaba al meu. Nici nu pot să vă arăt codul, nici nu pot să vă arăt codul. Uite-mă pe gogoașă, nu putem să ne jucăm de gogoașă. Adică știi ce aș face? Aaaa, zic combinatorule! Tulu, dar mai știi cineva? Bă! A intrat George acum. Bă, George, uite, te văd și pe live aici. Dacă ți-am dat kick odată, mă, nu mai intri. Ok? Așa, azi, că nu se poate, mă, n-ai cum așa ceva. Și o să schimbăm și harta, da. După meciul ăsta, cred că fac un alt friendly battle și schimbăm și harta. N-ai vai când se face loc, o să facem alt friendly battle oricum după meciul ăsta. Și o să schimbăm și harta de showdown. Hai să vedem, dați cu toți ready când sunteți gata. Am scăpat în sfârșit de gogoașe și de George. Vrei să mă pui cu boss-ul Andu? Mănânc pe gogoașă cu gem? Vrei să nu regret decizia făcută de a schimba brawler-ul? E posibil să o regret, că era destul de bine cu Buzz. Ca să vă dominăm, o să ne domini cu Andu? Ia să vedem noi. Vedem. Bă, nu cred, mă! Asta e melodia Royalty? Care e de la NCS? Ori mi-a băgat altă melodie, ori nu știu. Bă, eu nu știam, mă, că e de la ei. Wow, acum? Bă, nu, eu nu știam că e de la ei, mă! Bine, hai să mă concentrez și eu la meci. Eu nu spamam. Da, dar totuși intrai. Ia gogoașa de el, nu mai zic. Hai să vedem, deci nu uitați, prima echipă care moare, primește kick. Prima echipă care moare, primește kick. Trebuie să vă repet asta, că eu vă dau kick, dar voi nu înțelegeți, voi intrați în continuu. Nu-l mai văd pe nea gogoașă, nu știu ce se întâmplă. Dar ce faceți voi? Mă, voi vreți kick sau care-i faza? Uite, văd că el a fugit totuși. Oh, 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 ce s-a întâmplat acolo? Bă, na... Deci nu știu ce am făcut aici, trebuia să vă și power cube-ul ăla totuși. Dar oricum. Cred că anti-street și cu David a fost prima echipă care a murit? Cred că da. Oh! Bă, nu cred că ne-a prins pe amândoi. Așa, am murit, bă, că mi-a dat damage zona până la urmă. Salut Shala și Di Alberto, bine venit. Hai să vedem cine va câștiga. Vă avem așa pe pro player. Ok, deci combinatorii și Victor vs pro player și Edward. Duși Edward a ajuns pe locul 2. Și zic eu. Deci combinatorul și cu Victor au câștigat. Ok, și acum schimbăm ăsta, friendly battle-ul. Ok, deci Border și Mate au murit totuși primii. Oricum, acum schimbăm friendly battle-ul și toată lumea poate să intre din nou.
Dar tot așa, vă dau kick primei echipe care moare. Cred că o să facem, nu știu, jucăm ori 4 meciuri, 5 meciuri pe hartă și după aia schimbăm. Ceva de genul ăsta facem. Deci fiți pregătiți când vă arăt codul și schimbăm harta. Hai mă să vedem. Păi punem harta asta cu bușuri pe aici. Păi nu? Da. Hai să vedem, fiți pregătiți! Intrați cu toții rapid! Aveți codul pe ecran. XKUWZNOLNO. Intrați cu toții rapid ca să prindeți loc. Și vă repede acum, prima echipă care moare va primi kick. Haideți, intrați cu toții rapid. Și cred că este full. Și da, este full. Hai să vedem, îl punem cu Bosuandu, care Bosuandu nu e. Să-mi bag ceva, bă, Andu al tău, nu știu pe unde, dar nu prea e, dar, alo, eu vreau cu King. Așa, deci era harta, aia zic, eu cu King, nu se poate, eu trebuie să fiu cu King ca să mă bat de fiecare dată, bine, totuși nu, n-am loc unul de fiecare dată, dar în fine, eu trebuie să joc cu King, nu se poate așa ceva. E bine, ce să iau totuși, la aștept pe King să-mi zică ce să iau, că abar n-am. Bine, I guess pot să joc și cu Buster. Pariez 1000 de euro, cine o să aleagă Shelly, clar, cred că toată lumea, ori Shelly, ori Edgar. Cine credeți că este ajutorul lui Adam, că Adam este personajul rău, cum v-am mai zis, mă, nu știu, Ben? Că și Ben ăsta, adică, nu știu, dar Ben ăsta e, nu știu, e turbat. Eu iau Shelly, am Shelly ca să vă sparg. Eu Shelly. Ar fi o să încerc și, de fapt, Edgar nu, adică poate eu și Edgar, cine știe, să vă mănânc. Punem așa, aici ce mai avem, nu. Cred că o să lăsăm așa. Deja se ridic cu toții când sunteți gata. Și vă repet încă o dată, prima echipă care moare va primi kick. Progogoașă, viața este frumoasă, aia zic. Dar cum v-am zis, când schimb friendly battle-ul, puteți intra din nou cu toții. Dar nu știu, zic, jucăm câte 4 sau 5 meciuri pe harta anume, ceva de genul acesta. Hai să vedem, Border mai este de shell ready. Border, dă-i tu acolo ready. Așa, haide să vedem, uite de la mesajul de mai sus. La cu ajutorul lui Adam sau care? A, uite, zice acolo, apropo, Adam este personajul rău aici, va fi ajutat de cineva. Cine credeți că este ajutorul lui Adam, mă, nu știu, eu mă gândeam la Ben, că și Ben ăsta. Nu știu, dar e turbat Ben. Bă, nu credea și ceva că fix în mijloc ne-am spawn la noi. Băgăm un bush, ce facem, oare? Am prins să muncă, da, aoleo! De ce trebuie să ne întâlnim noi cu România Gaming? Cum ar să-mi veni realul? Nu vreau. Nu vreau. Ok. Da. Bă, tot baz, mă. Leo, ar ultimata. Mă, nu știu, eu ar trebui să fiu prin buș cu Shelly asta. Uite, Edgar și Shelly, ce ziceam? Bă, că nicio echipă n-a murit până acum. V-am zis, prima echipă care moare primește kick. A murit anti-strict. A murit border. Ce bine joci. King joacă și mai bine. Ia, moare Eduard. A murit. Uuuu, uite-l. Bai. O să sar. Bă, nu cred. Mă așteptam să sară. Cred că o să moară acolo. Mamă, dar se-mi strâng și aici. Ulu. Combinatorul! Băi, combinatorule! Și showdown! Ia să vedem. Ce se întâmplă la showdown? Nu! Aia e. Ce se întâmplă la showdown? Ia să vedem. Showdown!
Crazy Nocivani cu Combinatorul versus Order și nu știu cine, dar au câștigat Combinatorul și Crazy Nocivani. Toți pe noi, da. A este. Deci cine a fost prima echipa care a murit? Anti Street cu Edward, cred. Ok, deci din păcate Kick Edward și Anti Street. Anti Street, văd că a ieșit el, ok. Deci mai este un singur loc liber, intrați neapărat. Uite, pentru Andu, dar chiar mă, încă un loc pentru Andu. Zic, a intrat Andu, bine-s. Deci, Marx Infinite, realul, îl mutăm chiar aici. Așa. Da, e perfect. Și, hai să vedem. Motorul meci, haideți să vedem. De ce nu mai avem muzică pe fundal? Alo? Ce vreau să mă uit la royalty, vreau să văd eu. Unde e royalty? Dar nu găsesc. Nu e mă de la NCS că n-a băgat melodia royalty. Sau nu știu, sunt eu, sunt pe altă lume. Royalty NCS, stați să caut. Ba da, mă, cred că da. Nu știu, vedem după meciul ăsta. Sunt apel cu Andu. Vă dominez mai bine. Cum zici tu, dar nu o să dominez nimica. Cum să dominați, mă? Eu cu King dominăm. Cel puțin așa sper. Oh! 60 HP. Ok. Ai cineva pe aici? Mă, nimeni nu mai e. E acolo Ninja. Ok, văd că vor să ne domineze, băi, alo. Las cu minți, ok? Uite, joacă aceleași proler ca noi, practic. Unde sunt ei? Mă, s-au ascuns, mă. Ia uite-i, au ieșit. Vor să ne domineze. Ia stați voi, mă, cu minți. Hai cu minte. Oulu! Ok, cred că o să moară. Da, a murit. Dar totuși și a murit o echipă. Ia să vedem. Hai că vin și eu. Hai mă, o să moară. Maxi, vinirea lui. E că nu... Cred că nu trebuia să mă bag chiar așa pe... pe Maximinit realul. Hai să vedem. Asta e royalty? Bă, nu credeam că e de la ei, mă, royalty. Ia vedeți. Royalty. Asta e? Ia să vreau să aud. Ignorați urlătul ăla de luptă. Ignorați urletul de luptă de mai devreme. Zino Civani cu Combinatorul. Ok. Nu mă așteptam. Dar cred că au ieșit ei, nu? Da mă, au ieșit ei. Nu văd niciun Crazy Nocivani cu Combinatorul. Bă, niciunul. Nu știu că-l pe Border. Stai că nu mai știu. Nu. Ok. Ignorați-mă. Deci a ieșit. Hai să continuăm. Crazy cu Combinatorii băturăm noi. Ok. O să mă răzbun eu. Vă promit când voi fi în echipă cu Andrei Ro. Că Andrei Ro nu e bun. E cel mai slab Andrei Ro. Ben, eu plec de aici. Ratați infecți, bă. Eddie, papa, spui că vei rămâne plecat. Ben, mă duc la mașina iubirea, adică casa mea unde stau și cu Angelo și Willow. Ok. Vedem ce se va petrece în continuare. Aici stăm noi în mijloc.
Am auzit un Edgar, ia hotel. Cineva pe aici? Nu-i nimeni. Dar spune-o spray-ul ăsta aici în mijloc. Cine, cine, cine? Cumva Maxi venit? România Gaming? Ceva? Ok, cred că nu. Cine e acolo? Merge boss cu ninja. Era să mor acolo. Deci ne dă doar pe mijloc. Cred că depinde de locul în friendly battle, efectiv. Știi că noi doi suntem primii. Probabil că noi primii o să ne spawnăm mereu în mijloc. Ești chiar eroi. Royalty asta. Chiar e melodia aia. Bă, că a murit o echipă. Dar unde-i Max Infinite? Că... Oh, boss Wandu! Oh! Alo, ia stai așa. Oho! Pune dislike el, mă. Ia stai tot cu minte, Ia uite, mă. Oh, așa, ba da. Așa, hai. Oh. Ba. Pune dislike, du-te, mă. Aoleo. Nu se poate zice ceva. Salut, Luca, binevenit. Să schimb apa, ok. Să vedem câte meciuri am dat. Cred că 3. Nu știu, ori mai dăm un meci pe arta asta, ori schimbăm, vedem. Ia măcar rezista King, mă. Aia zic, mă, Kingule. Aoleu, erau și bombele lui Bo acolo, dar am câștigat, eu sunt și King, adică King e cel mai bun, e prea bun King. E cine a murit primul pro player cu Border. Ok, deci mai sunt 3 locuri libere din câte observ, deci intrați neapărat la bătaie aici. Codul este XKUWZ9L9. Border văd că a intrat înapoi, dar nu. Ești din echipa care a murit prima, deci nu din băcate. Așa, deci nu, dacă v-am dat kick, nu mai intrați din nou. Schimb harta. Stai să văd. Cred că mai dăm un pic pe harta asta. Mai dăm, uite, aia, mai dăm încă un match. Sau? Asta cât am dat? Am dat 3. Hai să mai dăm un meci pe arta asta și schimbă. Mersi mult, Natalia, că te-ai abonat. Mai este încă un singur loc liber. Un singur loc liber mai este. Aveți codul pe ecran. Poți să o pui pe aia de pe chat. Care? Pășcăm Roblox, nu cred. Sincer, e mai fain așa decât Bravo Skin. Mă, da. Bă, pot intra și eu, toată lumea poate intra. Maxi venit, dă 1v1 cu Hagi Wagi, Ciu-Ciu Charles, Kissy Missy. Ok, ready toată lumea. Avem și 36 de like-uri. Deci vă mulțumesc foarte, foarte mult. Dar să ne dacă putem strânge 40 de like-uri. Haide să vedem. Uite, mă, că nu ne-am mai spawnat în mijloc. Ciudat. A spamat David și cu Victor 11. La ce te referi? Vreau să văd un gameplay nebun de la King, că am așteptări. Ia să vedem, ne primăm prin bush noi. Opa, ne-am întâlnit cu... Oh! Andu, bun! L-am salutat și eu. Ok,
E ce mă bă tu, Mandu? Hai mă. What? Ce s-a întâmplat aici? Habar n-am. Hai să dăm automatic aici. Automatic, ia să vedem. Ia uite mă, de ce mi-apare, dau pe automatic și mi-apare ro- așa, așa, a schimbat, așa. Așa, așa, așa. Echipe pe noi pe bune. Da. Au cam băgat dos pe noi. Să vedem cu ce hartă schimbăm. Cu ce hartă să schimbăm. Faza e că ei știu unde suntem noi. Așa. Adică nu e ca și cum știu unde ne spawnăm, pentru că ai văzut că de data asta nu ne-a mai spawnat un mijloc. S-a spawnat Victor 11 și au spamat în bush. Păi și ce? Cu cercul cu țepii, harta aia. Ia showdown, ia să vedem. Ah, hai mă, deci câștigă România Gaming. E, Maxi Viniralu, de ce mă? Da, încă un like până la 40 de like-uri, deci dați neapărat like. Și acum schimbăm harta. Schimbăm harta acum. Deci dăm leave, friendly battle și chiar acum vom schimba harta. Dar ce hartă punem e întrebarea. Ce hartă punem? Asta am pus-o, Skull Creek. Punem asta. Punem asta, ce hartă vreți de showdown? Ce hartă de showdown vreți? Skull Creek? Hai să vedem, cu ce mape am jucat până acum. O să vă arăt codul imediat, deci Island Invasion Safety Center. Am mă, bagi și pe mine în seamă. Măi, ce-am citit mai devreme că ai spus cu cercul cu țepii, adică te referi la o harta anume. Dar oricum aia cred că e de knockout sau nu știu la ce hartă te referi. Dar hai să punem Skull Creek și aveți codul pe ecran, intrați neapărat cu toții imediat, intrați cu toții. Și nu uitați, repet, încă o dată, prima echipă care moare primește kick. Deci codul este XKU6NUTZ. Ok, și e full, este full. Ok, ce să iau eu aici? Acum îi rupem azi. De knockout, deocamdată jucăm showdown, că la knockout putem doar, e 3v3 practic și aici putem juca 10. A, și l-a luat Surge. Ok, ok, a luat și el Surge. Am văzut ce-i pierdut. Nu știu, n-ai pierdut chiar de multe. Acum nu mai facem Bravo skin, ci pur și simplu ne batem aici de bătaie. Care au șansele să fiu din nou cu anti-strict în echipă? Bă, nu știu, dar au fost câteva șanse. Ce să iau? Le iau dag? Le iau dag atunci. Așa, dați ready cu toții. Așa că le dăm contra azi. Ce fain e live-ul. Haideți să vedem. Îi batem pe toți și nu uitați, prima echipă care moare primește kick. Opa, iute-i. Iar mă. Joacă amândoi cu baz. Ia să destul de ciudat. Vrei să spun că poți? E cineva aici? A! Da! Cred că nu trebuia să întâmple asta, nu?
atacă cu Cordelius. Eu mă duc și le iau. Am treabă. Hai să vedem, până acum n-am murit nicio echipă. Mamă, că am stres match-ul, uitați-vă cum e și încă n-a murit nimeni. E va aici în bush? Olu! Ia că-i bătaie aici, ne băgăm și noi. Nu, nu pot să cred, mi-am dat ghicetul și n-am dat în nimeni. What? Cum eram luați amândoi deodată? Și mă, n-am dat hit-ul cum trebuie și după aia nu mai aveam. Am luat rank 3 totuși. Și cine a câștigat? Care a fost echipa care a câștigat, vreau să văd. Mă, nu știu. Aici apare rank-ul 3. Cred că Andu și cu România Gaming? Cred că da. Și George Boss cu Victor au pierdut primii. Ok, și ai întrăciunea, deci hai să vedem, dați ready. Este al doilea match pe această hartă. Salut Tony, bine venit. Rodoi de Cordelus în echipă? Da, am văzut. Și de-aia ne luaseră și ei amândoi cu ultima ta. Border a câștigat. Border? Ce? Nu, ninja cu border, ok, ninja cu border, ok. Uitați topul de puncte acolo, e unul, e nightbot-ul, bine, boții nu se pun, deci este Tony pe unul cu 715. Apoi este Lucas, Paul, Luffy, George, Pinguinul 1, dublura mea, și Edward. Ia să vedem. De mă, ce fuge Eduard? Olio. Oh, ia uite mă, campați cumva? Campați? Asta, las. Nu mai campați voi. Olio. Uite mă, fuge. Grile ce-am pierdut? Păi... Am jucat pe voi 5 abonați și acum facem friendly battle în care pur și simplu ne batem. Ok, o echipa a murit, vom vedea. Au third party. Ce s-a plăm aici? Ia uite-i mă! Haide mă, Andule! Că n-am apucat să dau hit-uri, să-mi dau viață, mă! Ce campează ea? Da, au campat acolo. Măi, România Gaming, ce făceai tu acolo? Păi,
Hai să vedem cine câștigă. Hai să vedem cine câștigă. Ok, vă că mai sunt 3 echipe. Showdown. Deci este Alexandros Alex cu Pro Player și versus România Gaming, bineînțeles. Nu, iar mă câștigă România Gaming cu Andu. Haide, bă! Iar Ez, du-te bă de aici. Iar mă voi câștigați. Ia să vedem cine a pierdut. Ok, Anti-Street cu Edward. Bărate, vom da kick. Mai sunt două locuri libere, deci aveți codul pe ecran, este chiar XKU6NUTZ. Hai să vedem. Am făcut și 41 like-uri, deci vă mulțumesc foarte, foarte mult. Cine a zis că nu pot scampa? Mă, nimeni a zis. Era mea, îmi iau target. A Victor 11 a pierdut odată. E cât observ eu aici. Deci mai e un loc liber. Mă, nici măcar nu credeam că poți juca duplicate brawlers, adică să zic, în general, la trofee nu poți. Dar se pare că acum se poate. Așa, dați ready cu toții. După meciul ăsta poți să schimbăm harta și friendly battle, bineînțeles. Vedem. Poate jucăm un pic și la trofee, totuși. Vedem. 5 puncte și fac 720 de puncte azi, ca zic. Voi ne-ați provocat, ați vrut să luați 2 surge. Mă, nu tocmai. Nu voiam. Adică, practic, am vrut amândoi să luăm surge, doar că... după aia mi-a zis King să iau dar. Uite, mă, ce vine Gabriel. Hai că am dat și eu hitul ăla. Aoleo. Aaaa, 2 Dynamite. Cam și knockout? Nu cred. Ar fi bine ca King să gătească, că mă supăr. Aaaa, ce-ți bagi, mă? Nu-ți băga nimic. Uite, 12 are King. Or cuburi. Dar Pro Player și Ninja sunt echipa cu 2 Dynamite. Ah, ba nu. A, uite mă, sunt 2 Dynamite totuși. Mamă, 2 Dynamite. Hai de capul meu ce e aici. Câți Dynamite, bă? Mamă, de-aia bătu King, nu glumă. Olio. Mamă, ce damage mi-a dat ultima ta aia. Ce mai este? Border cu Buzz. Aia zic, mă. Prea bine cu King. N-am jucat, a scris doar PU. P-U. Mă enervasem, aia zic. Mă arăta un match doar cu Shelly. Nu știu. E cine a pierdut? Bune? Opa! Opa, 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 cine a pierdut? Ok, ok, mai sunt două locuri libere. Deci intrați neapărat. Codul este XKU6NUTZ. Vine în următoarea
friendly battle și vă batem tot numai unul. Bă, bă, cum aș zicea, mă? Ok, încă un loc liber mai este. Mai face bine să nu faci alt friendly battle. Să vin pe contul mic. Bă, chiar așa. N-aleg nimic. Oricum, după meciul ăsta facem altul. Facem alt friendly battle după meciul ăsta. Deci încă un loc liber mai este. Mai am două conturi, chiar așa. Deci ești pe 20k. Ok, încă un loc. Încă un loc liber mai este. Aveți codul pe ecran. Ok, hai să vedem, văd că nu intră nimeni momentan. E că vine România Gaming cu alt cont. O să vezi la training ce o să te enervezi după ce îmi faci win streak la 1v1. Uite mă că a intrat cineva. Hai să vedem, ultimul meci pe harta asta după fac al friendly battle cu altă hartă. Sărpistu. Să-ți iau stu. Hai să vedem, da, să ridic în sens, gata. E mai este Denis, să dai și tu ready. Așa. Guinul la 3 dimineața, be like. Nu a băgat în Brawl Stars. S-a băgat? A, pinguinul e băgat în Brawl Stars și el acum e blocat în Brawl Stars? What? E un brawler? Că s-a jucat la 3 dimineața, bă, ce mă? M-am băgat în Brawl Stars și am devenit un brawler? Ok, asta e destul de ciudat. Bă, stați, stați, că nu mai sunt cu Dag acum. Mă mir că nu m-a nimerit acolo spike-ul ăla. Nu mai e mă nimeni aici în buș, doar el. No! Ah, mă nimerit, vedeam că mă nimerește. Bă, ce m-a nimerit acolo? Uiți pe Discord după live, ok, ok. Totul mă, ce vrea să fugă, dar nu prea a reușit. Nu cred, mă. Am și ferit dacă e. Ne bagăm pe ea acum. Mama, aia zic, mă, King, aia zic, aia zic. Aia zic, aia zic, aia zic. Îi schimbăm și harta acum. Să punem
Abas am jucat-o. Nu cu asta făcusem, ia stai. A, ba nu. Hai să jucăm aici. Deci fiți pregătiți, aveți codul chiar acum pe ecran. Intrați cu toții, cu toții neapărat. Aveți codul aici. XKPLN57W. Bă, pateu de pinguin e bun? Bă, nu știu, să... Să guiști și după aia îmi spui. Plac femeile și mie îmi plac. Mă, ce? Ei, așa, hai să vedem. Ce să luăm pe harta asta? Deci, ia stați, ia stați un pic. Asta așa un pic. Un picuț. Avem așa. Da. Ok. Pune și așa. Da. Păi nu, da. 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 Câteva doar. Așa, lasă-mă să mă gândesc la brawler. Păi gândește-mă mai mult. Păi, a, uite că ai dat ready. Așa, dați cu toții ready când sunteți gata. Hai, șefule, să te dominez. Hai, dominează-mă. Nu știu dacă e bine ce... Nu mai știu română. Nu știu dacă e bine. Dominează-mă, dar... În fine. O dominăm, lasă că... Mai vedem. Hai să vedem. Unele care crezi că e cel mai puternic brawler? Cel care dă cel mai mult damage sau care e cel mai bun sau... Oh, la care te referi? Stai mă că eu să te-am pe perete acolo, păi... Ce făceam eu acolo? Ia să vedem. Dacă ăsta e România Gaming... A, nu. A, uite-mă pe Eduard. Opa. Oh. Ok, l-a scăpat, dar eu nu. Eu n-am scăpat de acolo. Bă, dominant că ai pus ceva OP rău, a, de aia? Pe ce? Cumva ai precharge-ul ăla? Ben, ratat infect ca plat. Bă, dar e nebun Ben ăsta. Angelo, ce-ai iepurilă? Ben, m-am certat cu Eddie. Uile, ce... De ce te-ai certat cu Eddie, presupun? Ben, chestii personale, dar va vedea cine e șeful. Bă, ce? Și ce vor mă ăștia? Andule! Las-mă acolo, voi. Uuuu, mamă, dar sare micul ăla, mă, n-ai cum cu el și e showdown. Hai să vedem cine va câștiga. Cine va câștiga oare? Deci... Sper că nu România Gaming. Haide, antistrictule! Hai zic mă că i-au bătut. Ce bă asta, avem... What? Ok. Iar mă, zbaci asta, pu, nu știu ce asta, pu. Mai taie din alea. Mai bine fără Hyper Charge totuși, că România Gaming, no. Fără. Trebuie să scoatem și roboții ăștia. Așa, cine-i să primea echiparea pierdut? Pro Player și George Boss. Ok. Mai sunt două locuri libere. Trebuie să neapărat aveți codul pe ecran, XKPLN57W. George Boss intră înapoi. Sau a ieșit? A, nu a ieșit. Parcă intrase înapoi. A, în fine.
Da, dați ready când sunteți gata. Bă, ce bași, mă? Bagă, sunt zeu. A, cred că spamează un meu, nu? Spamează, nu? Sau nu? Sau nu? Ok, a scris și el de două ori. A, n-are treabă, nu? A, ok. Ok, n-am să zic nimic. Dar de ce jocurile de pe Roblox au alt nume și arată altfel când era 1 aprilie? Păi, nu știu, bănuiesc că creatorii jocurilor au vrut să facă o farsă de 1 aprilie. Vai, vai, sună poliție, sună. Ok, cine mai e de dat ready? A, eu! Bă, stați, mă, păi, credeam că i-am dat. Hai să vedem. Cine va câștiga oare acest meci? Ceva în bușe aici. Te-am văzut. Sare pe mine, așa-i? Ce se întâmplă acolo? Ce face King acolo? Opa, opa. Oare? A murit, bă. Oh, wow. Nu. Ia, uite, mă, scoate pui. Lasă-mi pui acolo. No! Să nu cumva să... No! Okay. Mamă, ce se bagă King pe ei. Aolo, are țucu. Culețu. Te bate puiul. I s-a făcut mic înapoi. Mamă, dar să băga King Pain, n-ai cum. Acum și o să intru deocamdată, nu. Pentru că ai fost parte din echipa care a fi prima. Hai că se bagă King Pain. Nu, trebuie să-i batem. Nu, eu nu renunț. Eu nu renunț. Unde e? Iau-te-l. No! No, mai erau 2 secunde până venea, bă! Wow. Care e prima echipă care a murit? Chocly Gamer Quanti Strict. Anti-Street, da, a ieșit Anti-Street, mai este încă un loc liber. Deci aveți codul aici pe ecran, XKPLN57W. Trebuia să fugi să mă respawnez. Mă, da chiar, asta trebuia să fac, dar eu n-am avut treabă, se pare. După ce fac al friendly battle, da. Dar deocamdată nu. Bă, ce fac următorul friendly battle? Da. Poți să intri, George, așa. Ați bă ready? Mai e un loc liber, de aceea. Mai e încă un loc liber. De-aia nu dă lumea ready. Eu sunt combinatorul, ok, uite, a intrat Victor. Și hai să vedem. Bingu, mâine contul tău e al meu? Ce mă? Cum adică? Cred că glumești, nu? A, dar de ce lângă ei? Ce a făcut, mă, King? Dar de ce lângă ei? Eu nu vreau să mă spawnez lângă ăsta! Nu! Ha! Andule! Stai cu minte și tu, mă, Andule! Stai și tu cu minte! Păi nu, ia să iau eu astea, păi. Nu. N-ai întrecut pe Nightbot la puncte? A, mă, ce? Tu l-ai întrecut pe Nightbot.
Oh, nu. Dar asta ce face gadgetul meu? Îl face mare pe ăsta. Face de a bău suculez din ăla. Ok. Bă! Care mă omoră, mă? Gabriel, mă, cu Piper? Pingu, sunt la tine acasă? Bă! Uite, mă, își bagă P-U-L România Gaming. Bă, nu îți băga nimic. Nici mai... Am și uitat cum am murit. Dar, în fine. Eu am murit de la Gabriel, la King, nu știu. Hai să dăm automatic. Și cine va câștiga oare? Cine va câștiga oare? Hai să vedem, hai să vedem. Deci mai sunt 3 echipe. 3 echipe mai sunt. Ingu, îți sparg PC-ul, bă, ce mă? Ingu, nu sunt la casa ta, ha, 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 bă, ce căutați mă acasă la mine? Alo, dar ce căutați voi acasă la mine? Ia plecați. Hai să vedem, deci Border versus Alexandros Alex. Și Eduard, da, Eduard și Border au câștigat. Hai să vedem cine a fost prima echipă care a murit. Ok, România Gaming și Andu, care cred că au și ieșit, da, deci mai sunt 2 locuri libere. El poate scrie cu litere mari, dar nu e neapărat o problemă. Nu e o problemă că a scris. Dar văd că tatăl Sri n-are treaba, el în continuare scrie cu litere mari. El nu trebuie să scrie, că la Tony nu-i problemă, că nu primește timeout la... voi să nu scrieți cu litere mari pentru că primiți timeout de la Nightbot, așa ați putea să scrieți, dar primiți timeout de la el. Antistri, dacă nu mă înșel... Da, deci Antistri va că a intrat din nou, am înțeles. Ai încă un loc liber, unul singur. Jumate am văzut la română ca am test, deci o să vă las la jumate. Acum o să închid live în curând. Deci mai este un singur loc liber. Că Nightbot, mersi că n-am primit timeout. Păi dacă scrii în continuare, el o să-ți dea. Și pentru mai mult timp, că probabil ți-a dat puțin timp. Ce zice mă, sunt zeu acolo, alo, sunt zeu, ce zici tu acolo? Ce zici tu acolo? A, și George Boss a intrat. A intrat și ei și gen. Ce oră vorbește, sunt zeu? Îl lasă că vin, iar să-l bat pe 61K. Mai vedem noi. Bă, că a rămas George Boss. Nu știu dacă mai e cineva care să intre totuși. N-a intrat semnarea, deci George nu mai intra că n-ai de ce. Dacă ți-am dat kick, degeaba intri în continuare. Poate îl chem pe King de 91K? Mă, ce? King de 91K? Tatăl scrie, va că în continuare scrie. Ok, nu știu dacă... Uite, va că a intrat combinatorul. A, și a ieșit combinatorul, ok. Nu știu dacă mai e cineva care se intre totuși. Habar n-am. Pui să o frică și el lasă-l. Că nu mă bate un 91K, hai că nu, dacă sunt cu el în club. Îl chem pe Hirate 120K, hai că da, cât mai ții live-ul puțin. Și nu știu ele tower defense? Nu. Văd că a intrat Marius MD.
Unde-i King? Asta nu l-am la prieten, vreau să văd King. Vreau să văd clubul, ia, Rotunders. Mamă, uite mă, un alt King. Bă, 92k, n-ai cum așa ceva. Ia uite, ești tu. King de 92k. Bă! Mamă. Dar ready? Aoleu. Așa. Hai să vedem, hai să vedem. Și după meciul ăsta mai fac încă un friendly battle, schimbăm harta, mai dăm un singur meci și după aia o să închidem live-ul cel mai probabil. Ingu go to bed. Revin, ok, ok. Hai să vedem. Mâine training session, Pingu, vedem, vedem, vedem. Trebuie să am și timp pentru training. Când? Mă, nu știu. Aaaa! Da? Ai avut ieri, ai stat 7 ore pe Brawl? Am stat 7 ore pe Brawl AFK, mai bine zis. Nu știam că mai apare pe Discord că am stat, dar de fapt... De fapt, gen, nu stăteam. De fapt, nu stăteam, că n-aveam ce să fac pe emulator 7 ore. Că nu mă joc pe emulator. Resem acolo, am făcut ceva pentru un thumbnail și gen, rămăsesem așa acolo. Eu plecasem de la pis. Doi melodii. Da. Hai să spectate totuși. Și după facem alt friendly battle, atenție. Și cei care le-am dat kick, care au pierdut prin echipă, pot să intre și ei din nou. Eu mai stau tras, dar ne vedem pe live-ul de vineri dacă faci. Dacă faci, vom continua seria Ben vs. Eddie, am rămas la partea 12. Ok, ok. Vineri vedem dacă facem. E posibil să nu, dar în weekend sigur facem. Dar bineînțeles, dacă nu o să facem într-o zi, în weekend vă anunț eu. Dar de obicei, ar trebui să facem. Vă zic eu. Păi și de solo? Da, hai să facem solo. Hai să facem solo. Solo, hai să facem solo. Salut Sandstorm, bine venit, bine venit. Eu fac timp cu Mario? Nu, nu faci timp cu nimeni, facem solo. Deci, a câștigat Border. Uite, două melodii se pare. Erau două melodii, deci... A, prima echipă care a pierdut am fost eu cu King, cred. A, se pare că da. Și fac un alt friendly battle chiar acum. Ai cu 30 ca abonați mai mult, aia zic, aia zic. Hai să facem de solo acum. O să punem mapa asta. Ce mapă să punem? Asta, sigur nu. Maximul Oana, cât ai abonat? Hai să punem mapa asta. Intrați cu toții, puteți cu toții și la cei care le-am dat kick acum pot să intre. Aveți codul pe ecran XKPE26AE. Haideți să vedem. Să mă că la solo rup, ia să vedem, cred că ne rupe King. King câștigă locul 1 probabil. Haideți să vedem. Am 49 de like-uri, încă un like, deci un singur like ne mai trebuie până la 50. Așa că dați neapărat like. De trofei pe Brawl Stars. Hai să mă uit. 36.400. Încă un loc liber. Un loc liber mai este. Unul singur. Pup, noapte bună, noapte bună, Eduard. Uite, văd că a intrat și Leon. Deci, haide să vedem. Când sunteți gata, dați ready. Să probabil să iau eu, totuși. Prea știu, dar cred că voi face alegerea aceasta. Dacă e cea mai bună alegere, dar voi încerca. Nici 20k n-am. Hai să vedem, a început meciul. Și cred că ăsta este ultimul match. Vedem, vedem, vedem. Învățați că mâine e școală. Da, da, da. E aproape toți brawlerii. Da, cred că mai lipsesc, nu știu, 4 sau 5. Bă, bă, ce vreau mă, antistri? Nu, eu am fugit de aici. Eu am plecat, am zis că am plecat. Bă. Ah,
Mamă, King cu Star Shelly, mă. Slabiș, bă, te rub la 1v1. Unde ești, mă, iazi? Vorbești cu mine sau cu King? Vreau să știu unde ești, că te caut pistola să țopăi pe toată harta. King slab, lasă că te găsesc eu, nu-i problemă. Du-te-l pe Andu. Unde ești, mă? Te omoru King, nu? Cred că te omoru King. Unde ești, ia? Asta care e? Nu știu care e, dar l-a omorât. Ce vrei de melodii? Mie mi se pare cam slăbuță. Mă, nu știu ce zic, e ok. Ultimata ei e un fel de... Adică ultimata ei e ultimata lui Stu, doar că mult mai rapidă. Și cred că se duce mai departe decât ultimata lui Stu. E destul de ok, spre exemplu la Brawl Ball poți să iei mingea și să te duci așa cu ultimata să dai gol. Și la fel și la Basket Brawl. Dar nu știu, vedem dacă ia nerf sau nu. Camper slab omul, că Shelly e primul rang 30, că nu are skill. Cred că greșești totuși. Ia să sar eu pe Andu ăsta. Nu mai sar, știi ceva? Nu mai sar pe Andu, nu. Nu mai sar pe Andu. A murit. Îl bat, mă. Mi se pare că nu l-ai bătut totuși. Cred că nu l-ai bătut. Ia, cine a luat locul 10? Chiar tu, ce să vezi? Chiar tu. Cred că te-ai cam enervat că te-a omorât totuși. N-am un net de nu mai zic. Bă, că Anti-Street e match, el e battling, ia vedeți. Ok, pa. Ai luat loc 1. Loc 1, doamne. Ultimul loc. Ai 1v1, ia uite, mă, ce se întâmplă? 1v1 aici. Ok, sasă. Bă, am ciutat, alo, ok. Ăsta a fost ultimul match, da, deci a fost ultimul match. Și vom încheia live-ul aici. Am făcut și 52 de like-uri. Deci vă mulțumesc enorm de mult pentru asta. Și ne vedem în weekend din nou cu live-uri. Iar cred că marți va apărea video nou și nu uitați să vă uitați și la shorts-ul pe care l-am postat chiar la ora 7 atunci când am început și live-ul, short-ul de azi, bineînțeles. Nu uitați că marți cel mai probabil o să fie video în premieră, voiam mâine, dar nu prea pot, deci marți va fi video în premieră, nu uitați, în weekend ne vedem din nou cu live-uri, deci ne vedem data viitoare, pa, pa!